Survivor România este una dintre cele mai urmărite emisiuni în acest sezon de iarnă, iar prima eliminată, Amna, a făcut o serie de dezvăluiri despre experiența în care a rezistat doar o săptămână. Cântăreața a fost catalogată de telespectatori drept una dintre cele mai slabe concurente, alături de Alexandra Stan, iar în ediția de duminică, 17 ianuarie, aceasta a părăsit show-ul de la Canal D. Blondina a făcut câteva declarații despre ce nu se vede la televizor într-o conversație filmată pentru canalul de YouTube al site-ului WowBiz. Amna a spus că la televizor se vede una, iar ceea ce a trăit ea acolo nu se compară deloc. Vedeta a spus și de unde au pornit conflictele care au împărțit faimoșii și războinicii în mai multe tabere, dar și cum i-a apărut pe ansamblu această experiență. Vă dați seama că la televizor e o treabă, ce e acolo e altceva. Ești în lumea a treia, nu te poți spăla pe mâini, nu poți să faci absolut nimic. Ești asumat, poți să iei orice. Nu dau vina pe nuca de cocos amărâtă sau pe mâna nespălată a unui coleg, a declarat Amna. Amna a spus că nu și-a dorit să mai rămână acolo deloc. Mi-am dat seama că traseele sunt mult mai dificile față de anul trecut. Traseele cu apa adâncă au început aici din prima săptămână. Nu am avut timp să învăț să not, iar contractul l-am semnat fix înainte de sărbători. Nu poți să mori acolo într-un concurs înecat.